Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. În primul rând vreau să vă spun că e posibil să luăm o pauză pentru că, na, fiind încă vreo 2 săptămâni de lockdown în Germania, în care nu poți face mare lucru, plouă după cum vedeți, adică noi facem tot aceleași lucruri și parcă mi-e așa să filmez în fiecare zi același lucru când nu facem mare lucru, de fapt. Și atunci să vorbesc și cu Florin, dar cred că vom lua o pauză de la filmulețe. Ce e în spate? Am ceva ce se numește cu om. Stai un pic, fericirea lui Felix. O, normal! Da. O, normal, hai. Dar el a primit folia din asta că credea că e sunt fetiță și el a primit simplu. Da, ți-am luat toți. Deci, nici n-am pus bine sacoșa la intrare, că deja Felix Să o bancă. și-a și desfăcut una din astea. Ia și Vezi papă să te tot. spache opta? Uite aici unde e linia Toate arată bine, așa, dar hai să terminăm ce am început și după aia, deci el ar vrea să mănânce din toate. Nu, iubire, termină ce ai început. Felix, unde ești? Termină ce ai început. Termină ce ai început. Ia asta. Ia asta, nu mai da peste mână. Ia asta și papă. Hai, ia la mamă. Ia și bea. Ce-ai primit acolo? Nu știu, o pisică. Vătă! E urâtă? Eu nu Păi știu da. ce am... No. Oricum, în jucărie, în kinder, să nu mă prosti. Nu-ți mai roade unghiile. Sunt niște care m-am dolit eu așa. Din când Da. am când sunt la fel jucărie, din când în când tot și altele. Dar cine a făcut o manual? Nu știu, Kinder. Kindle! Vrei asta? Vrei să desfac asta? Da, dar pe ți-ai desfăcut asta, ia și papă-l. Că mai e un pic. Vrei să spălăm dinții? Da? Asta am luat-o ca să o avem de rezervă când trebuie să schimbăm. Tie parc. Ce am mai luat așa interesant astăzi? Mi-am luat un spray din ăsta pentru păr, ca să-l protejeze atunci când mi-l îndrept. Eu odată la vreo 2 luni, cam așa, învopsesc părul și asta e culoarea 724 de la Schwarzkopf diadem. Așa, și ce am mai luat așa interesant? Mi-am luat niște coșulețe din astea de băgat în mașina de spălat pentru sutiene, ca să nu se strice. Și ce am mai luat? Ia să vedem. Asta. Și am mai luat asta, trebuie să încerc cu Deni, trebuie să facem, că eu nu prea cred că o să reușesc singură. E un tratament de făcut acasă cu keratină. Să vedem dacă o să iasă. Și în rest, na, saci de gunoi, nimic așa interesant. Suzete pentru Felix, ca să mai avem de rezervă chestii din astea. Una, trei. Mâncăm, iubire. Ți-e foame? Nu știu, îmi simt astăzi fața foarte uscată, parcă la fiecare grimasă așa mă trage. Așa, am luat și detergent de base din asta, Stixuri. Acolo?
Să deschid? Hai, trage sertarul. Bravo. Și de acolo ce dorești? Bravo. Vrei să desfac? Și-a lăsat suzeta și-a plecat. Am o față de parcă am căzut din pat. Melissa! Pentru că îi se pare mai interesant ce ai tu, dar poți să-i mai dai de acolo. Tu nu, mama! Dar uite, e la acolo. De ce nu le-a luat înaintea mea până să le iau? Pentru că atunci îi se pare interesante când te joci tu. Lasă! Acum Daniel îi ține partea Melisei. Și sunt amândoi împotriva lui Felix. Florin a fost pe tură azi noapte cu Felix. Deja se văd caninii. I s-a spart bine de tot gingea. Deja a ieșit așa un colțișor în ambele părți. Și nici nu a mai făcut febră. Adică ultima dată i-am dat ieri după amiază spre seară un paracetamol pentru febră. Și nici nu am mai făcut după aia, deci na, cred că a fost mai greu așa până i s-a spart gingia. Acum este destul de bine, nu mai e chiar așa mărâit cum a fost zilele trecute, dar oricum s-a trezit des azi noapte și s-a dus Florin la el și acum îl las să doarmă. Bine, nu știu cât reușește să doarmă dacă fac copiii gălăgie. Dar i-am lăsat să se joace aici, că le-am mai pus și desene la televizor, peste tot mașinuțe împrăștiate și în coșul meu cu rufe și-au pus mașinuțe. Da, în fine, să stea cu minți. Și Lily când vine și stă după mine, când se duce și așteaptă acolo la ușă la Florin să se trezească, pentru că vrea și ea să iasă afară. Dar pe vremea asta așa urâtă și mohorâtă, Florin e cel care o scoate afară și atunci trebuie să aștepte să se trezească. Ce iubire! Ți-au luat jucăriile? Lăsați-l și pe el să se joace. Păi cum îl lăsați? Voi luați... Voi luați tot ce-i mai frumos. Opa, lasă, îi ștergem năsucul. Da, și eu am profitat și am mai făcut așa un picuț de mâncare. Mama, mai pune! Nu mai începe? Hai că vin și vă mai pun. Da, și altfel nici nu am cum să gătesc, pentru că vine Felix și mâră e pe lângă mine. Și atunci doar așa, dacă le dau ocupație, chiar dacă împrăștie jucăriile și așa, dar măcar sunt aici pe lângă mine, că oricum doar pe lângă mine se joacă. Nu le place să stea în cameră la ei să se joace și nu știu ce filmez, dar în fine. Da, și cam asta este treaba pe la noi. Da, cum spui? Te rog. Uite cum stă Lily acolo. Pot pune apă bulă. Pot pune apă bulă. Să-ți pun apă bulă? Unde să-ți pun? Al meu. Oricum nu cred că mai doarme mult nici lor. Uite aici ai avut apă bulă. Da? Da, ia și bea. Puțin, bebe.
Mamă. Ce felixidat. Felixidat nefelix. Chica, m-am urât și vreau numai în brațe. Ziua de astăzi a trecut așa cu unele chestii, unele treburi pe care le-am avut de făcut. Și acum, spre seară, ne uităm la vloguri mai vechi de la zilele copiilor. Și acum la rând a venit ziua lui Daniel de la un an. Mai vrei un Stix? Hai să-ți mai dea mama un Stix. Opa, la ce greu ești. Hai, scoate-ți de acolo. Așa. Bravo. Câți ani aveai acolo, Daniel? Un an. Un an? Și acum cât ai? Trei. Trei? Și Felix cât are? Un an. Imediat o să facă și Felix 2. Și Melita câți ani are? 5. 10? Bine. Dar vorbește, acolo câți ani aveai? Acolo aveai 4 ani. 4 ani. Nu, 3 ani. Nu știu, mai știu, 3 ani avea că... Da. Aaa, nu mă ciufuli! Nu mă ciufuli! Gata, dragilor, cam atât în acest filmuleț. S-a făcut iarăși destul de târziu. Copilașii noștri dorm și noi profităm puțin de liniște să mai putem medita câte ceva, pentru că în timpul zilei este nu greu, imposibil să facem ceva și atunci profităm seara, înainte, noaptea, da, înainte de culcare. Dar e bine că eu mă simt ok, sunt odihnită și na, la somn facem cu schimbul și atunci recuperăm amândoi atunci când se poate. Dar l-am simțit pe Felix puțin mai bine, deci n-am mai trebuit să-i dau deloc paracetamol în seara asta, a dormit fără, parcă nici năsucul nu-i mai curge așa de tare. Cel puțin acum 2 zile sau ultimele 2-3 zile îi curgea foarte tare, deci ca la robinet, și probabil din cauza că atunci când ies caninii ei apasă să îi spargă gingea și să da apasă cumva și în sus, nu știu, sunt sinusuri pe aici, nu știu, nu mă pricep la anatomie, dar știu că de fiecare dată când îi ieșeau dinți sus, în special ăștia din față, îi curgea foarte, foarte tare nasul și acum la canini a fost cireașa de pe tort, dar cred că nu mai durează mult și o să fie mai bine. Da, nu mă mai lungesc, vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor.